Frați, surori și în mod deosebit, scumpă mireasă și mire, vreau să vă vorbesc azi ceva scurt ca să aibă timp să corecteze dacă ceva nu cade bine. Fratele păstor, Domnul să-l binecuvinteze. M-am gândit să vorbesc despre două puncte care nu se mai repetă niciodată, despre două paralele care nu se mai întâlnesc niciodată și despre două nașteri care nu se mai repetă niciodată. Și aceasta o găsim scris în textul pe care astăzi a fost citit în locul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că Dumnezeu a trimis peste Adam un somn adânc și Adam a adormit. Și în timpul somnului, Dumnezeu a luat nu știu câtă cantitate, dar un os și o carne din Adam, o coastă, spune Biblia, și a clonat. Dar n-a mai ieșit un Adam, a ieșit o Evă. Și aceasta nu se va mai întâmpla niciodată. Domnul Iisus Hristos, după sfatul mai dinainte al lui Dumnezeu, cum scrie Sfântul Apostol Petru, a adormit și el pe cruce și astfel, în somnul lui, coasta i-a fost atacată și din coasta a ieșit sânge și apă. Și astfel a apărut nu o Evă, ci o biserică, despre care prorocul se întreba cum se poate așa ceva să se nască un popor deodată, o țară într-o zi. Și s-a născut străpunsă coasta lui Iisus, a curs din ea semnul nașterii, sânge și apă. Privind la cei doi miri acum, noi vedem în ei un chip care va să vină în viitorul, zic eu, apropiat, când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia mireasa lui. În felul acesta, mireasa, mă uitam și când eram acasă la țară, dacă trecea vreo mireasă pe drum, apoi să fi fost baba cât de beteagă, tot să scula din pat, dar nu ca să vadă mirele, să vadă mireasa. Așa? Și atunci va fi marea mirare când omenirea va vedea că mirele nostru are o mireasă. Dar mireasa aceea trebuie să fim noi cuprinși în ea. Fie binecuvântat numele Domnului. Adam a adormit pentru operația minunată și Hristos a adormit pentru minunata operație pe care prin voia lui Dumnezeu s-a făcut și una și cealaltă.
aceste două puncte nu se mai repetă niciodată. Precum Adam și om, nu se va mai întâmpla ca Dumnezeu să mai ia din el o coastă, tot așa Hristos a murit odată pentru tot, ia una și asta nu se va mai întâmpla niciodată. De aceea, ca să ținem cont de tot ce ne înconjoară și care toate ne îmbie, pocăiți-vă! Tot ce vedem la ora actuală se consumă într-o singură strigare. Hristos vine, amin, după mireasă. Vino, Doamne. Și noi cu toți trebuie să ne pocăim ca să putem ajunge în cer, unde ne este ținta și pentru care venim, cum am venit și săptămâna asta toată, zi de zi, la Sfânta Casă a Domnului, să ajungem odată într-un sabat, nu într-o sâmbătă, ci într-un sabat etern, cu mirele nostru. Amin.